dumneavoastră. Doamna Valeria Tofan este licențiată a Universității Luceanu, este membra Uniunii Artiștilor Plastici în București, iar activitatea sa în Napoloasă are comandat-o pentru volumul Secol de Artă Master Moldova al Valentin Ciucă și ca o prezență în cadrul Enciclopediei Artiștilor Români Contemporani, volumele 4 și 6. Valeria Tofan este o invitată aparte în peisajul artistic, pentru că preocupările domniei sale vin în zona căutărilor, vin într-o experiență care s-a acumulat de-a lungul anilor, astfel încât această expoziție ne oferă un peripru divers de expresivități. Este o expoziție bogată, plină de culoare, o expoziție care demonstrează că doamna Valeria Tofan se află încă într-o fază în care căutările sunt unele care caracterizează viziunea. Această, cum intrăm în expoziție, remarcăm foarte frumoase studii de atelier pe care domnia sa le-a tratat cu multă estetică desăvârșită, în care triunghiile colorate sunt cele care apuntă, în care elementele sunt adunate în cadrul acestor majuri statice, într-o stilistică care ne vorbesc de reînaște pictului românești. În această diversitate a expoziției de astăzi, remarcăm pe lângă studiul de atelier o aplicare atentă asupra peisajului. Peisajul în viziunea Valeriei Tofan cunoaște mai multe direcții. La domnia sa, copacul sau simplu animal poate deveni un întreg personaj care are un spațiu compozițional, astfel încât apropierea sa de natură este una care o definește. Însă, pe lângă peisajele acestea aparent simple, dar care au figurații, care au anumite elemente compoziționale de factură analitică, doamna Valeria Tofan s-a plecat cu multă atenție asupra peisajului urban. Peisajul urban este unul care este condus și acesta într-o ținută estetică amplă, este atentă la detalii, întotdeauna staticul peisajului urban este animat de o trăsătură de fener, de un element care traversează compoziția, astfel încât să existe o dinamică, să facă o contrapondere între static și dinamic, pentru ca lucrarea domniei sale să devină una care să-i mulțumească așteptările punctului de pornire. În altă direcție, peisajele Valeriei Tofan sunt unele care au anumită gestualitate, o gestualitate controlată. Tușele prelungi, ritmice, se așează în câmpuri, în suprafețe sintetice de culoare, într-o vibrație cromatică care să tensioneze spațiul compozițional, care căruia să-i acorde o ritmicitate și o viață, astfel încât un peisaj care ne duce cu gândul la liniștea de plină a colțurilor uitate de lume să fie viu, să trăiască prin această ritmică a tușelor. În zona peisajului s-ar putea înscrie și aceste câmpuri cu flori care merg către zona abstractă, către o altă perioadă de creație, flori pe care le vedem aici și care sunt și acestea conduse în mai multe registre discursive, astfel încât căutările Valeriei Tofan să fie unele împlinite. Zona aceasta de abstracție este una în care întâlnim elementele florale, aflate în imediata sa apropiere, elemente florale puternic așezate în spațiul tridimensional, sunt adevărate câmpuri care probabil i-au atras atenția artistei, i-au înmulțit spiritul, sufletul, coloritul lor, fiind unul care să corespundă unui spirit viu, unui spirit vesel, în dorința aceasta a artistei de a merge mai departe, de a se bucura de lucrurile simple și de natura din jurul domniei sale. Însă această lume abstractă a Valeriei Tofan se alătură unui alt tip de abstracție pe care îl întâlnim la intrarea în galerie, unul care se apropie subtil de un discret poativism, astfel încât copacii reprezentați la intrare sunt unii care au o altă direcție, o altă analiză, o altă aplicare către discursul abstract al artistei. Aceleași lucruri cromatice, aceeași dorință de a face pictura vie, de a o face colorată, de a o face foarte expresivă, conduc aceste lucrări într-o zonă personală de căutări plastice. Însă, doamna Valeria Tofan nu se oprește aici, pentru că o lucrare foarte interesantă în care un peisaj pornit de la lumea figurativă se abstractizează prin dramatismul traseelor, grafismelor asemănătoare unor cruci, sunt cele care reprezintă zona dramatică a creației domniei sale, o zonă care nu se regăsește foarte des, fiind o excepție în creația de până acum.
O artistă care a lucrat foarte mult, o artistă pentru care structurile nu numai macro-compoziționale, ci și structurile analitice. Unele lucrări amintesc de o viziune la microscop, altele amintesc pur și simplu de structuri naturale care sunt detaliate, care sunt așezate în spațiul pânzei, într-un mod gestual sau într-un mod mai riguros, astfel încât și liniile și partea de culoare să fie alăturate, să exprime, de fapt, starea emoțională, tensiunea artistei, motivul pictural care a inspirat-o în momentul respectiv. Doamna Valeria Toman este o entitate complexă. Are tablul pedagogic care a urmărit-o an de-a lung. Are elevi pe care le-a format, ale căror lucrări se află în Muzeul de la Fălciu, alături de lucrările domniei sale. Fălciu este localitatea unde artista s-a născut în anul 1950, 18 ianuarie. Și dă tot din casă, iau. Este în acest moment în plină forță creatoare doamna Valeria Tofan. Este o artistă care a expus mult în țară, la Curtea de Arte, la Galați, în București, în mai multe galerii, în spații de cultură, astfel încât a atras atenția editorilor de artă, publicului, care au remarcat că forța sa creatoare este una, este una care merge mai departe, încerc, dar căutările sale sunt cele care fac ca artista să depășească orice limită. În această expoziție sunt câteva tablouri care atingeri cu figurarea de tip popular, lucrări care sunt ținute în nota unei picturi de factură modernă, doar anumite aluzii, anumite configurare a semnelor, a elementelor figurative sunt cele care ne amintesc la acest lucru, să lucreze artă naivă, dar și să descopere secretele artelor frumoase în general, participând cu ei la simpozium internațional, unde au avut un real succes și unde au fost remarcați acești elevi împreună cu doamna lor profesoară, care a lăsat pentru lor multe foarte frumoase. Unii au mers către arte plastice, alții și-au dezvoltat această capacitate în zona esteticului. O felicit pe doamna Valeria Tofan pentru această expoziție aniversară, o expoziție, așa cum am spus, diversă, amplă, complexă, în care căutările plastice se sunt încălzit, ceea ce înseamnă că doamna Valeria Tofan nu se află într-un punct de oprire și revoluția domniei sale este una continuă de venire. O felicit și doresc putere de muncă pe mai departe. La muncă n-a zis. Hai, Valerico, la muncă. Asta n-am auzit. Doar laude. Eu acum, ce să vă spun, vă mulțumesc din suflet că ați venit să fiți alături de mine. Pentru micul eveniment care a dat tot din casă, nu mai putut să spun nimic. Și să bem un pahar de șampanie și să ne bucurăm și să ne mai întâlnim și peste ani și ani de zile. Eu vreau și la 75, și la 80, și la 90.